Aceste decontări se fac în baza foii de observație, se trimit la școala națională, se vizează acolo, se validează acolo, după care la Casa Națională. La Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și când se întorc Casa banii? Județeană și ulterior Casa Națională. Și când se întorc banii, unde ajung? Banii ajung în contul din trezorărie al unității spitalicești. Doamna de la registratură închidea foile medicale în baza cardului de asigurat. Un om care face biletele de externare în urma ceea ce scrie în foile de... Cum ajungeau atunci banii aceștia la medici? Banii nu aveau cum să ajungă din foaie, deci cei raportați la casă nu aveau cum să ajungă la medic, la fiecare medic în parte.